Salut, prieteni, bine ați venit la un nou video cu premiile săptămânale de la Weekend League și Division Rivals. Sunt premii foarte bune la Division Rivals în această săptămână. Am luat Gold 1 la Weekend League. Dacă eram puțin mai atent, poate reușeam să scot elitul. Și echipa săptămânii, care arată foarte bine, să vă arăt imediat. Am început de ieri un parteneriat și cu Netbet. O să mai vedeți logo-ul Netbet că apare prin diverse videoclipuri și am un link în descriere. Dacă aveți peste 18 ani și vreți să pariați, puteți să folosiți acel link să intrați pe internet, să vă faceți un cont. Primiți și un bonus acolo. Și haideți să trecem la echipa săptămânii. Ei bine, aceasta este fantastică, mult peste cea de săptămâna trecută. Lider aici e clar Pierre-Emerick Aubameyang, care a marcat două goluri în London Derby în meciul cu Tottenham. Și are un rating în plus și niște stats-uri excelente. Oricum Aubameyang este foarte OP. Cardul simplu era foarte OP. Informul cred că este și mașii. Timo Werner, care a dat al nu știu câte la inform. Nici nu știu dacă scrie, dar e încă un inform de la Timo Werner, care la fel, arată foarte bine. Bine, mie nu prea îmi place cardul lui Werner, fiindcă n-are peste 80 composure și nici strength, decât 62. Bine, ăsta, informul ăsta, cred că e al doilea sau al treilea, oricum, deja l-a boostat foarte mult și devine din ce în ce mai bun Timo Werner. Al și Iago Aspas, inform, 87 și are 89 shooting, 93 finishing pentru jucătorul Celta Vigo. Și mai am pe niște jucători excelenți, Bakayoko, care e împrumutat la Milan de la Chelsea, a luat informă, i-a dat plus 3 rating, e un jucător foarte bun acum, seamănă cu cardul pe care l-avea în FIFA 18. Gnabry a luat și uniform pentru că a dat gol, a fost decisiv în meciul jucat de Bayern în campionat, e pe partea dreaptă. Și apărarea e formidabilă, e Chiellini de 90, care are cel mai mare rating din această echipă, cu 90 jumping, 94 marking, oricum stațiul de Chiellini excelente. Dani Carvajal, care a luat și el, iată-l aici, și de la 84 a ajuns la 86 și chiar arată bine acest card. A luat și Piqué uniform de 88, dar mie nu prea îmi place Piqué în FIFA, mi se pare cam lent. Farman e în echipă și pe bancă nu prea avem cine știe ce jucători OP. Nu știu, toți ăștia sunt probabil jucători care să fie 10-11k. Și cam asta este echipa, nu știu dacă am arătat pe ceva, poate pe ăsta, Suleimani. Ăsta are 5 stele? Nu, are 3, era ceva dacă avea. A luat Valeri în for, parcă mai are, știu că l-am mai văzut pe aici. Deci o echipă per total foarte bună și o să încep cu premiile de la Foot Champions. Iată, Gold 1, am făcut 21-9, dacă eram puțin mai atent, puteam să scot elitul, să mai fac două victorii. Un meci l-am pierdut la penaltiuri, un meci și am fost întors de la 3-0, am pierdut 4-3. A fost teribil, dar oricum, o să încerc weekendul acesta, îmi întăresc și echipa puțin, sper dacă pică ceva, vreun jucător bun, poate pică Aubameyang. De câteva zile, de când știu că o să iau Aubameyang în form, pentru că a dat dublă într-un meci foarte important, am așa un feeling că o să-mi pice Aubameyang, nu știu, între ăștia, informi ăștia roșii. Și ar fi genial să se întâmple chestia asta. Și hai să vedem primul pachet cu inform roșii, ce o să aducă. Și vine Farman, mai e Martin, Scov și Abraham. Abraham însă e în Liga a doua în Anglia, ăsta e din Danemarca și Martin din Franța. Dar nu știu, o să le iau pe Farman, că e cel mai bun, de Martin nu prea am nevoie. Vine Farman, 85 OFR, portarul echipei acestea a săptămânii. Nu prea are kicking, dar are reflexe foarte înalt. Nu-i rău deloc. Și hai Aubameyang, mă dezamăgește ei, așa nu cred că o să primesc așa jucător. E vreo 700 de capi, că foarte greu ce-i drept. Păi hai să vedem, ce-o fi, o fi. Aflăm, ia Dani Carvajal și Farman din nou. Hei, Dani Carvajal, chiar nu-i rău, 86 OFR, super fundaș dreapta și vine în echipă Dănuțu. E practic jucător walkout ăsta și la am untradeable în echipă. Ar merge acolo cu Varane și Griezmann pe dreapta, chiar mă gândeam la chestia asta, dacă nu pică jucători destul de buni să-mi facă upgrade la echipă. Cu ancoră, Carvajal e rapid, are forță, are heading accuracy, tot ce vrei acolo pentru un fundaș dreapta. Ar fi de încercat. Și mai e și Farman. Băi, interesanți informi ăștia roșii, 85 și 86 OVR, chiar mi-a picat bine. Aici îi trimitem în club și am primit și 50k plus două pachete de 100k doar cu jucători. Și sunt 48 de jucători și le voi deschide. După asta le luăm și pe cele de la Division Rivals. Hai să vedem. Jumbo Rare Players Pack, primul pachet din acest weekend, aceste premii. Este walkout, e super începutul. Hai să vedem cine va fi. Este inform.
Și e, ba, e ăla, Suleimani. Aaaa, la naiba. Ăsta e walkout 84. Ce vorbești? E și numărul 7, ești nebun? Team of the week, Suleimani. Bine, că a stat sunul ăsta l-o dat de la Young Boys Bern, nu prea pot să-l folosești nici echipă. Și mai avem mare vreun jucător pe aici, pe lângă acest inform. Ilar Amendi. Hai frate, credeam că o să fie unul genial acolo. Dar e ok. Inform, walkout din primul pachet. Este al doilea în forma lui Suleimani. El avea 77 overe și a dus la 84. Ăsta este 11K, deci e ok. Ilar Amendi e și el 4500. Ceea ce e foarte tare, că al doilea costă și el acolo vreo 4-5K. Leiva este 1600, îl pun la 1500 să-l vând cât mai repede. Și restul cred că sunt toți 750, nu mai stau să mă mai uit. Sunt dacă avem vreun duplică, e ceva. Niciun jucător interesant pe aici, toți ăștia costă 750 preț de QXL. Și mai am iau 13K de pay, deci un pachet care mi-aduce undeva la 35.000, ceva de genul acesta. Și hai să iau și primele de la Rivals totuși, să le am aici. Rank 1 în divizia 3, însă de data asta sunt două rări mega pe curs și un Electrum Player Spec. Și putem alege 70K, dar hai, eu risc ca de obicei și aleg pachetele acolo. A fost ceva de muncă pentru rank 1, 20 ceva de mii de puncte erau necesare. Și am ajuns aproape la 500K. Ca upgrade vreau să-l vând pe Aguero din echipa mea de 4 milioane de coins. Și să iau un vârf, adică nu mă gândeam la Luis Hernandez, varianta de mijloc. Și avem pachetele, ai și un rare mega pack de la Division Rivals. Am început cu un walkout, e foarte bine. Acum nu o să fie cazul, dar... Boards in form, fii atent, încă unul. Doi in form deja. E de la Copenhaga, Scov. Ok, îl avem pe Scov. Da, nu-i rău, doi, deja al doilea. Back to back in form. Și Alisson, hey, 85 rating și Banega, super. Scov este 10K, după cum mă și așteptam. Îl pun la 10.250. Alisson e 9.300. Iată, încă un pachet bun. Sunt și multe consumabile în acest pachet. Și Banega 1.300. Ok, am făcut ceva coins, ăsta le dau cu XL aici. Și mai vin încă 5K. Squad fitness, contracte, healing. Mai am un contract pack. Un kit al lui Everton dubios. Ok, hai, treceți în club. Consumabile bune. Și contract pack-ul a dispărut. A, uite, mixed contract pack. 4 iteme, 1 de gold. Și avem contracte. De neașteptat. Mai departe, cel al mega pack. O să iau unul de asta. Mega pack-ul, Electrum Player pack-ul. Și apoi ultimul pachet de la Weekend League. Și e borz dacă n-ai form din nou, era incredibil. Brazilian, fundaș central este Teles. Nu, Felipe. Ok, Felipe, era mai bine să fie Teles. Dar pică Felipe de la FC Porto, fundaș central, care nu cred că e foarte scump, dar avem un Chiriche și aici. 1300 ăsta. Bine, hai fi 1300, că am slăbus pachetul Jurgen Klopp acolo, hai, că e interesant. Cu XL ăstora, Chiriche și rămâne în club. Îl păstrăm și pe Jurgen, tata Jurgen, cum să-i dau cu XL. Uite, tata Jurgen aici. Ok, n-am făcut mulți coins de pe ăsta, dar mai sunt șanse. Sunt la 520K. Hai cu Rare Electron Player Spec-ul, 12 jucători, 6 rari, după cum scrie acolo, walkout. Hai, ăsta e bun, trebuie să fie, unul scump. E spaniol, cam David Silva, nu? Este Isco, 89 Isco, walkout de la Real. Ce face? Nu cred. Uite-l pe ăsta, bă. Ce ai, bă, ești de bun? Asta n-am mai văzut chestia asta până acum. Mersi, te pup, bro. Isco, care costă ceva, trebuie să fie câteva zeci de mii. Are 89 rating, 42 de mii. Forță. Până la 42.750 pe Isco, direct la vânzare. Și restul, nu știu, poate Silver ăștia să coste ceva. Uite, Dix. Dix e scump sigur, că e de la Fiorentina. 1700, cam așa. Ăsta e bid 1100. Păi hai că-l pun la 1100, să-l vând repede. Și restul se duc acolo la Quixel, încă 4K. Și Isco s-a vândut și el 566.000. Și asta e ultimul pachet ce va duce. A fost un pack opening destul de productiv. Au picat doi informi, Isco. Și în ultimul pachet o să fie tot în spaniol.
Mijlocaș central este Cesc Fabregas. Cesc Fabregas de la Chelsea. Hei, a fost un pic opening bun. Isco acolo, 89 VR. Fabregas, Sule și Nacho Fernandez. 4400 Fabregas și să văd cât sunt Sule și Nacho. 4900 Sule, mai scump decât Fabregas. Da, are pace anul ăsta. I-au dat 67, cred că avea vreo 50 și ceva la Faust 10. Acum, având 60 ceva, e chiar un fundaș foarte ok. Fiindcă e și super solid acolo în apărare. 2200 Nacho și restul nu costă mai nimic, cel mai probabil. Și merg la Quixel încă 13K și am ajuns la 590.000. Deci am avut undeva la 190.000 din acest pack opening. Bun, păi ca să vezi ce o să fac cu echipa, o să-l vând pe Aguero. Îl pun acum la vânzare, îl vând cred și pe Lala, pentru că l-am pe Carvajal, care pare puțin mai bun decât Lala, sau oricum top acolo, deci n-are sens să mai țin pe Kenny acolo, pe postul de fundaș dreapta, dacă tot mi-a picat un jucător roșu, Andrei de Băl. Și îl vând pe Kun Aguero, după foarte multe meciuri, însă am nevoie de un Ike în vârf, nu știu, așa consider că e necesar în momentul ăsta. 500 de meciuri a jucat Aguero, oricum simt nevoia de o schimbare că m-am tot plictisit să joc cu Aguero într-una. E vremea să mai cer și altceva. Și Aguero va pleca, a fost cumpărat cu 270.000 și acum este 282.000. Bun la vânzare, adio Kun. Ai fost un jucător foarte bun, multe goluri, dar așa e la Ultimate Team. Jucătorii vin și pleacă. Și Kenny Lala este și el 72.000, l-am luat cu 53, deci profit pe amândoi. Și hai să vedem cât o să am după ce să vând cei doi. Am ajuns acum la 859.000 și aștept să vândă și Lala. Iată, 930.000. Bine, n-apare, dar s-a vândut, că n-a venit banii de nicăieri și dacă a venit, mersi ei foarte mult. E un Luis Hernandez la 860.000. Și nu am ce să fac. Mai ieftin nu prea găsești. Hai să-l cumpăr repede până nu-l ia altcineva. Ăsta e Luis Hernandez, 87 OVR, noul icon din echipă. L-am văzut numai pe la 890.000, deci l-am luat cu 30.000 mai ieftin decât el în general. 90 finishing, 91 heading accuracy, 88 jumping. Ideea e că dă bine și cu capul, e tehnic. Are finishing, viteză și are și trait-uri foarte bune care nu apar aici, însă se pot vedea pe footbin.com, mult mai bune trăiturile decât ale lui Aguero și îl trimitem în club. Bun, și asta este noua echipă de 5 milioane de coins. Am 183 OVR pentru că am jucător bronz pe bancă. Arată foarte bine noua formulă. Welcome to Beast! Aia e direct. E blană rău, frate. Arată foarte bine echipa asta. Nu știu, chiar îmi place. Acum pare super forță. Și o să cer să scot elitul de data asta la weekend, poate cu echipă de 5 milioane o să reușesc. Și asta a fost videoclipul, sper că v-a plăcut acest pe opening, am alcătuit și noua echipă și o vedeți aici. O să joc în weekend pe StreamCraft Live cu ea la Weekend League, așa că vă aștept acolo. Și mai târziu vine un video și despre fotbal, vorbim despre meciurile tari de tot din weekend. Și cam atât, dacă v-a plăcut, nu uitați de like. Pa!